Se întâmpla uneori ca străzile acelui oraș să se umple de tristețe, întocmai cum se umpleau iarna de zăpadă. Ieșeau oamenii așa cu lopețile să înlăture nămeții mai înalți decât ei, dar tristețea se așeza iute la loc. Și nu știai niciodată de unde vine, că puteau fi ochii triști ai unei fete bătrâne sau sărbarea de ziua mamei de la orfelinatul din spatele pieței, sau pur și simplu cântecul vreunui bețiv, care nu mai avea și el unde să se întoarcă acasă. Lucruri mici, da, chiar mărunte, pe care nu le bagă nimeni în seamă. Tot așa era și tristețea la început. Cum să-i acorzi atenție? Când ea nu depășea, de fapt, dimensiunile umbrei unei păsăruici. Începea după aceea să crească. Tristețea crește, adică se făcea din ce în ce mai mare, ocupând toată strada și apoi toate străzile din jur, după care întregul oraș, blocând, asemenea viscolului, oamenii în case. Dar viscolul îl vedeai cu ochii tăi, știai întotdeauna de unde vine. Înzăpezirea cu tristețe o vedeai doar după ce a venit însă, fără să afli de unde. Te trezeai așa cu ea în poartă și după asta te trezeai cu ea în casă. Iar când nu mai încăpea pur și simplu pe nicăieri, fiindcă se lățea așa într-una, ocupând orice loc șort pe care îl întâlnea în cale, îți intra pe neașteptate în suflet, de unde nu mai aveai cum să o scoți, nu mai aveai cum să o dai afară cu lopata. Locuia la marginea orașului un om foarte ciudat, căruia toți îi spuneau râzătorul. Și îi spuneau așa pentru că râdea. Omul ăla râdea fără oprire. Și în asta consta ciudățenia lui. Pentru că râdea, râdea de dimineață până seara și chiar de seara până dimineața. Când nu avea el somn, vreau să zic. Și nu prea avea. Mai mult râdea decât dormea. Și decât mânca, de exemplu. Și decât visa, alt exemplu. Și decât vorbea. Și decât umbla, și decât trăia. Ba chiar și decât murea. Înveselind pereții crăpaței coșmeliei în care trăia cu râsul său. Cineva și-a adus aminte de el și abia strecurându-se printre nămeți, l-a adus de la marginea satului în centru și l-a urcat în clopotnița bisericii de aici, pentru că numai 2 zile și 2 nopți de râs în neștire, râzătorul să golească toate sufletele de tristețe și apoi casele, iar la urmă de tot toate parcurile și toate străzile. Au încercat să depoziteze undeva hohotele lui de râs pentru a se folosi de ele, bineînțeles, la nevoie. Însă ce credeți? N-au izbutit. Astfel că s-au văzut nevoit să-l aducă pe râzător în persoană. Da, ori de câte ori se năpustea asupra lor urgia de tristețe. Și el îi scăpa de ea, stând singur în clopotnița bisericii din centru și râzând. Da, parcă lua tristețea de pe străzi, cu mâna o lua și o ducea în afara orașului, departe. Doar că râsul lui n-avea mâini atât de lungi. N-avea, de fapt, mâini deloc. Și spre deosebire de el, care avea mâini, 2 mâini de copil, adică îi rămăseseră mici mâinile alea. Cu mici îi rămăsese și trupul ăla mic, și ochii, și capul, și mintea. Dar îi crescuse râsul, în schimb. Pe semne că și în locul acestora crescuse atât de mult râs. Și oamenii îl priveau cu spaimă pe râzător. Dar ce să facă, n-avea un control, că numai el avea puterea asta să sperie tristețea din oraș, alungând-o de pe toate străzile. Dovadă că era și ea tot un fel de om. Tristețea, vreau să zic. Poate că nu în întregime, era jumătate om, jumătate viscol. Ștefan Mitroi.